Spre orele amiezei, traficul din zona cimitirului Pacea devenise un coșmar. Oameni simpli au venit să-și pomenească morții, iar pe la fiecare loc de veci, preoții cântau veșnica pomenire. La orele 12 și-au făcut apariția și autoritățile. Polițiștii locali au pregătit terenul și au alungat de la poarta cimitirului cerșetorii. Pentru eroi, sărbătorim eroi în cinstea lor. Și oferiți, oferiți de pomană. Cozonac, pască, ouă roșu, o bombonică. Pe alea principală, garda de onoare a luat poziție pentru salutul reprezentantului guvernului în teritoriu. Bună ziua! Să trăiți! A urmat slujba de pomenire pe care însă nu toți cei prezenți au putut să o asculte, pentru că sonorizarea a lăsat de dorit. Am înălțat dimineața rugăciune la Sfânta Liturghie și acum aici, pentru că iată, sunt 100 de ani de când suntem uniți în prăbunchiul strămoșilor noștri, prin jertfă, prin darul Dumnezeu. În acest an au lipsit discursurile sfărăitoare ale autorităților, iar acest moment lipsit de orice interes a fost înlocuit cu unul deosebit. Elevii adunați de prin toate colțurile județului au venit în costume populare și au depus la căpătâiul fiecărui erou flori și tricolorul. Din Vlăden. Și de ce ai venit astăzi aici? Să depun flori. Și ce te-ai îmbrăcat? Văd că te-ai îmbrăcat special. Da. Ce porți? Un costum popular. Așa. Dar știi ce zi este astăzi? Ziua eroilor. Oficialitățile au depus coroane la Monumentul Eroilor, iar mai apoi botoșenenii au aplaudat defilarea detașamentului de onoare.